Ministerul Agriculturii a demarat verificări mai amănunțite privind prezența pesticidelor în fructe și legume. Autoritățile au suplimentat cu 42% probele din producția autohtonă supuse controalelor. Măsura a fost dispusă în plin sezon de comercializare a legumelor și fructelor românești. Scopul controalelor este de a garanta conformitatea și siguranța consumului acestor alimente. Discutăm în continuare subiectul cu medicul Ioana Stâncel, expert în sănătate publică. Vă mulțumesc, doamna doctor, bună seara! Mulțumesc și eu pentru invitație, bună seara! În ce context și de ce ar trebui să ne temem de folosirea pesticidelor în agricultură? În primul rând ar trebui să ne temem pentru cei care le administrează. Dacă nu poartă echipament de protecție și atunci pot să prezinte iritații sau intoxicații acute la momentul în care administrează, manipulează aceste pesticide. După care ne putem teme pentru populația care consumă alimentele care pot să conțină reziduri în concentrații care depășesc limitele normale ale acestor pesticide și atunci vorbim despre intoxicație acută sau intoxicație cronică cu pesticide. Nu în ultimul rând, putem să ne temem de faptul că aceste pesticide rămân, sunt remanente în sol, în aer și în apă, contaminează solul, aerul, apa și putem să le ingerăm fie cu apa pe care o administrăm apă netestată din pânza freatică, fie prin contactul cu solul sau prin cultivarea unor plante în acel sol deja contaminat care să preia aceste pesticide și să le transfere consumului uman. Atunci de aceea este importantă testarea. Atunci când vorbiți despre folosirea în exces a pesticidelor, vorbiți despre intoxicație. Cum ne putem da seama? Există vreun fel de simptome care ne pot da de înțeles că am fost supuși unui abuz de pesticide în alimentația noastră? Dacă avem o intoxicație acută, putem să vedem fie o alergie la nivel cutanat, dacă am intrat în contact cutanat, iar dacă am ingerat pesticidele, putem să avem simptome din categoria durerilor de cap, tulburări digestive, fie cu constipație, fie cu diaree, cu disconfort abdominal acut, balonare, dureri abdominale, putem să avem simptome neurologice, cum ar fi tulburări de vedere, să avem o vedere încetoșată, să avem impresia că avem în câmpul vizual diverse elemente care apar, să avem vertij, amețeli, tulburări de coordonare a mișcărilor sau a echilibrului, putem să avem febră acută, putem să avem tulburări de respirație dacă avem afectarea vehiculei de transmitere este aerian, dacă am inhalat aceste pesticide, putem să avem crize de tip astmatiform, de tip bronșitic cu insuficiență respiratorie, care poate să devină foarte severă dacă vorbim despre o cantitate crescută de pesticide. De asemenea, aceste pesticide devin toxice pe termen lung, prin cumularea pe care o au în organism, pentru că la un moment dat ficatul nu le mai poate metaboliza și atunci apare acumulare. În astfel apare insuficiența hepatică, pot să apară tulburări ale metabolismului intern și nu în ultimul rând tulburări pe termen lung care pot să dea chiar boli oncologice, fie cu tumori solide, fie din categoria leucemiilor. Vă mulțumesc foarte mult, medicul Ioana Stâncel, expert în sănătate publică.